conform vârstei. Mie mi-a picat o persoană în etate, dar eu sunt un copil. Și eu voi fi un adolescent. Wow, cât de obiecte le-a pregătit toate ca să ne decorăm camerele noastre. Wow! Eu cred că acest ursuleț este destinat pentru copii. Mircea, ai găsit ceva pentru tine? Da, masa aia de acolo. Masa? Da, este croșetată pentru băbuțe, persoane netate. Hai să te ajut, ține-o. Așa. Am văzut pe masă o haină. Este pentru mine, destinată adolescenților. Mă duc să mă schimb. Locul tău este aici. Este un concurs. Wow! Gitară! Cu siguranță este pentru adolescenți. Mă duc să o duc. Dar ce, băbuțele nu cânt din gitară? Nu, băbuțele din gură. O șosetă de lână și un coș să merg să le pun acolo. Ei, dar tu vei sta vis-a-vis de celălalt urs. Așa. Aici este locul tău. Și un coș și punem șosetele. Și din gitară voi cânta. Aici e locul tău. Probabil aceasta este pentru tine, Mircea. O băbuță, Mircea, poftim. Așa. Probabil acestea sunt pentru mine. Sau nu? Am zărit aici o cutie, cu siguranță este a mea, o iau. Și încă ceva, wow, obțibire. Stop, îmi va trebui o măsuță. Stai că am văzut acolo ceva, mă duc să-mi iau. Deocamdată mingiuțe vă las lângă ușa. Așa este la bunică. Și în partea aceasta la altă. Așa, să o băgăm aici. Și ta-dam! Probabil aici toți avem câte ceva. Ce e asta? Asta? Pentru copilași, micuți! Da, nu-i pentru mine. Du-te! Asta cu siguranță nu-i pentru mine. Nații, babă, du-te! Wow! Băbuța noastră a intrat în rol! Aici s-o pune. Și eu tot. Mi-am găsit suportul pentru bijuteriile mele. Wow! La la! Tati ne-a pregătit foarte multe. Melissa, te-ai schimbat? Da! Hai! Wow! Ia privește camera lui Mircea! Da! Seamănă ca la o băbuță, super! Da, Hai mai departe! Melissa, acestea cu siguranță sunt ale tale. Da, și aceasta, uite, este pentru fața mea. Aceasta e pentru fete, adolescente, ia privește ce bine îmi stă. Cu siguranță nu-i pentru copii ca tine. Iată. Stai că scoase baba niște de acestea. Wow, babă Mirce, sau cum să-ți spun? Să-mi iau și un scaun și desigur o pătură de aceasta. Să nu fie. Ia privește ce e și un album de fotografii. Sunt vechi, sunt ale babei. Mă duc să îi duc. Ei, copil, hai ia jucările și mergem. Îmi pun și pătura să-mi fie și mai moale la fund. Uite, băbuța noastră, ce poze are din tinerețe, cred că. Uite, prietenii ei. Wow! Ia-i dă-ți album babii încoace. Dar ce? N-avem voie să vedem și noi? Aveți grijă de camerele voastre. Uite cum stau lucrurile. Aceasta stă pe jos, dezordonate. Ei, lasă! Măi, ești nimic! Va fi a mea! Mă duc să dor! Ceasornic, îmi place să duc la mine în cameră. Așa, scăunelul meu va fi aici. Hai să pun și asta, să nu zic că baba asta că sunt dezordonat. Mai bine aici. Vai,
ce puraș colorat! Tu vei sta aici să înveselești căsuța mea! Dar baba trebuie să știe câte ore să lungă vacă! Trebuie să știu când sunt sărbătorile. Da. Eu mi-au inimioară și iată niște ochelari. Mă duc să-i pun acolo. Wow! Așa, o să stai aici pe perete. Așa, inimioara la intrare. Și ochelarii pun aici să-i văd. Jucăriile le voi aranja pe perete. Wow, super! Mi-a reușit! Ce perete plin de jucării! Sobița este a mea! Wow, l-am găsit pe Mascu! Wow, dar eu voi fi fan! Mă duc să o pun pe perete! Te pun aici în colț! Îl pun aici la vedere! Ce fel de adolescent fără postere pe perete! Ia priviți ce stea am aici! Wow! Da, de data asta îmi place! Ai pus o poză foarte dulce! Ai gusturi foarte bune! Da, am gusturi bune! Ați văzut camerele noastre deja prin culoare! Asta cu siguranță nu e mea! Poftim! Și badminton! Ia să vedem aici! Mașinuțe noi de mine. Voi împleti niște șosete de lână. Și cât tu împletești, eu ascult muzică. Așa, mi-a luat și un set de coliere. Wow! Ce fluturașul. Așa, le pun aici în coș. Poate îmi va reuși să compun niște melodii, dar eu sunt foarte curioasă. Tu la ce instrument muzical știi să cânti? Aceasta. Asta ce mai este? Mie, aceasta este a mea, îmi place acest joc. Hai, ia-o, poftim. Da. Eu mi-au pozele acestea, ce frumoase. Și te-am pus la loc. Ui, ce sus! Adolescenții de acum nu mai pun poze în rame. Le voi pune pe perete într-un stil mai deosebit. Aici am deja alte vedete. Wow! Iar ție cum îți place să privești pozele? Din album sau din calculator? Asta e a mea. Acești ochelari nu sunt ai mei. Asta e pentru băbuță. Aceasta este pentru mine. Sunt Moș Crăciun. Ho, ho, ho. Hai să le ducem. Și pălăria mea. Așa, să te pun la vedere. În caz că mă duc cu fetele la plimbare. Am pus-o, gata. Să am și eu ceva pe perete. Ochelarii îi pun aici. Îi păstrez de revelion. Iar voi știți cum se folosesc aceste jucării minunate. Îi aștept pe primii trei care ne vor scrie în comentarii. Patifonul și covrigii sunt ai mei. Deja la mâncare trage băbuța noastră. Da. Să nu trup mai sările în covrigii ăia. Fii pe pace că îi mai încerc. Și avionul. Și mașinica sunt ale mele. Wow, și aceasta cadea. Doar și acestea. Wow, îmi place. La radio voi asculta știrile. Hei, nu puneți mâna pe covoraș că este al meu, îl iau la mine în cameră. Babă, tata zăstre astea a ta. Ce multe hrane trebuie. Aceste mi le iau mie. Și acestea mie, sunt un bebe. Să le răsturnăm la final. Să fie frumos ca de bebeluși, copii mici. Wow, ce multe sunt! Poftă bună! Mulțumim! Să-mi moi niște covricei! Dar ce, îți scap dinții?
cred că eu am câștigat în acest challenge. Nu știu, nu știu, Mircea. Dar și la Melissa este foarte colorat. Orice copil și-ar dori așa cameră. Mami, de la tine este chiar ca la adolescenți. Da, are multe chestii atrăgătoare pentru un copil. Și vă întrebăm pe voi, care din camerele noastre este cea mai dotată, cea mai bună, cea mai faină?